Lăudat și binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, Cel ce este prezent prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru. La timpul de rugăciune s-a dat citire la Psalmul 66. Și afișează, te rog, versetul 10. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Ne-ai dus în lat și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Și stând pe scaun, mi-am adus aminte de cei trei tineri care aveau grijă de ținutul Babilonului, Șadrac, Meșac și Abednego. Acești trei tineri au avut puterea să stea în picioare în fața împăratului Nebucadnețar. Și îndemnul meu pentru dimineața aceasta este: stăm noi oare în picioare în fața păcatului? Stăm noi oare nepăsători față de păcat sau ne-am alipit de păcat? Și în îndemnul meu dimineața aceasta spun lucrul acesta: influențăm sau suntem influențați? Suntem noi oare așa cum Dumnezeu ne vrea? Așa cum tânjește Duhul Sfânt ca să ne țină lângă El? Mi-aduc aminte de acești trei tineri, trei iudei care lucrau în ținutul Babilonului, îmbrăcați în straie rupte și stând în picioare atunci când împăratul Nebucadnețar a înălțat chipul de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. Acești trei tineri au avut tăria, au avut personalitatea și atitudinea să stea în fața împăratului Nebucadnețar în picioare. Acești trei tineri, vedem, frați și surori, că l-au avut pe Dumnezeu și nu s-au temut de absolut nimic. Nu s-au temut că o să fie puși într-un cuptor cu foc. Au ținut mai mult la Dumnezeu decât la viața lor. Oare astăzi ține mai mult la viața noastră decât la Dumnezeu? Oare astăzi ne-am alipit de bunurile noastre, ne-am alipit de bunurile materiale și lumii acestea decât de Dumnezeu? Nu știu de ce spun lucrurile acestea. Elto Shemena Volti. Duhul Sfânt este prezent în mijlocul nostru. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, frați și surori. Haideți să fim pentru cei din jurul nostru o influență pozitivă pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Nu știu cum ți-ai influențat vecinii, nu știu cum ți-ai influențat părinții, copiii, nu știu cum ți-ai influențat apropiații. Haideți să ne rugăm să influențăm pe cei din jurul nostru pozitiv, pentru Dumnezeu, să vadă o lumină noi, cei din jurul nostru, să emane harul lui și lumina lui peste noi și peste ființele noastre. Haideți să intrăm în rugăciune în dimineața aceasta și să cerem de la Dumnezeu lumină, să ne deschide mintea și să ne deschidă gândurile, să lucreze la inimile noastre. Și așa cum suntem, să-i dăm slavă, cinste și mărire că ne-a întărit în zilele acestea, ne-a binecuvântat să pășim pragul casei Lui. Suntem aici unde se cheamă numele Lui și unde Domnul dă binecuvântarea. Avem noi oare tăria de a spune că stăm sub ocrotirea celui preanalt? Cum spunea salmistul: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea.
Dumnezeul meu în care mă încred. Avem noi această personalitate, să-i spun așa? Avem noi această atitudine în dimineața aceasta să spunem Domnului: da, Doamne, sunt sub ocrotirea Ta și nimic nu se va apropia de mine. Că știu că Ești cu mine, Doamne. Știu că Ești prezent în cortul meu și în familia mea. Și n-am nevoie de nimic și de nimeni, Doamne, dacă Te am pe Tine. Sprijin și adăpost și loc de scăpare. Haide să intrăm în rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Lăudat să fie El. Îți mulțumim, Tată din ceruri. Îți mulțumim de harul Tău din mijlocul nostru, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că și astăzi, Doamne, am putut să venim în casa Ta de rugăciune.